găsit. V-a plăcut? Da. Mai doresc cântece? Deci, vreau să anunț alături de mine, astăzi, la această sărbătoare, este un bun prieten de-a meu, primarul din Gura Galbenă, domnul Victor Stână. El și-a răspuns că întârzia la început, dar Victor, nu poate să fie din scenă. Să spui și tu la să te rimei ceva. Hristos a înviat, bună ziua, cu mare drag și chiar vreau să vă mărturisesc, sunt copleșit de emoții, ori de câte ori vin în satul dumneavoastră, în localitatea noastră, satul nou care am zis-o și în ediția trecută, mă leagă și are de copilărie, am copilărit alături la Zbloț, am și vreau să-l salut, nu-l văd în sală pe prietenul meu de facultate, Alexandru Căinăreanu, este salutare extraordinară. Și, dragii mei, locuitori ai satului nou, vreau, nu cu fals, dar sincer să vă zic că satul dumneavoastră se schimbă la față an de an. Devine mult mai luminos, mai profilat cu infrastructura satului dezvoltată și o să-mi dați dreptate. Că asta se datorează, în primul rând, colegii mele, primarului, doamna Natalia Chistol, care eu am zis și de la alte tribune că este foc și pară. Și așa este, așa este, nu vreau să ridic tare, dar este plină de energie. Mai avem noi primari femei care, la asemenea, sunt foarte bune, dar ea întrunește doi în una, și foc și pară. Și îndemnul meu este și în continuare să o apreciați, să o prețuiți, cum a spus și doamna Irina Bibol, că a observat și ea, dar eu confirm că ea tot ce face, face pentru dumneavoastră, pentru satul, pentru sătenii și are nevoie, desigur, și de susținerea dumneavoastră, fiindcă noi primarii, aleși prin voturile dumneavoastră și încrederea noastră, într-un ciclu de 4 ani sau mai mulți, trebuie să demonstrăm această încredere, ca apoi să hotărâți ce faceți mai departe. De aceea eu zic că, în continuare, doamna Natalia, pe bune, merită să administreze această așezare extraordinară cu satul nou. Și acum, stimați locuitorii satului, am venit, cum am zis, cu mare drag în fața dumneavoastră, la această sărbătoare a Sfântului Nicolae, să vă transmit și eu, din partea mea personală, a locuitorilor satului nostru Gura Galbenei, care avem noi un plan ca să ne înfrățim aceste două localități în al treilea mandat, da. Și din partea locuitorilor Gura Galbeneni să vă transmit multă sănătate, bucurie, bunăstare, alături de sigur, cum noi iubim să spunem, de cei dragi. Și desigur, cel mai important, să aveți o viață plină de prosperitate, credință, putere pentru a vă îndeplini toate aspirațiile noastre. Iar Sfântul Nicolae, nume al căruia îl purtați, să vă ocrotească mereu. Trăiască satul nou, trăiască Natalia Chistol și toți, toată localitatea. Această așezare minunată cu denumirea de satul nou. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, Victor, pentru acest cuvinte frumoase în genere, am emoții, și așa am emoții și retrăiesc, dar până când mi-ai spus tu și asta, eu mai mult retrăiesc. Îți dorești să-ți succes, Victor, când noi suntem în aceeași masă, suntem amândoi, suntem în campania care nu știm ce să fie, când să fie alegerile, să sperăm că să fie, îți dorești să-ți succes, realizări frumoase și cum am spus, dă Doamne să fii și tu în atâlea mandat și eu și o să-mi împrățim. Succes! Mulțumesc. Și deoarece frații Anatol și Irina Bibol n-au călcat pe la Gura Galbenei, au fost cu alte ocazii concerte, dar la ziua localității, așa că credem că ne vom vedea și la Gura Galbenei, care este chiar aproape de Chișinău. Succes în continuare! Mulțumim! Vă mulțumim mult! Aplauzele dumneavoastră! Dragii noștri, eu aș vrea să vă întreb, cine anul acesta face 34 de ani? Care este dumneavoastră? Să fiți sănătoasă. Știți de ce am întrebat? Pentru că următoarea piesă
este de seama dumneavoastră. La fel de când am scris muzica, face 34 de ani anul acesta. Chiar dacă afară suntem în primăvară, iar noi am vrea să vă cântăm această piesă, versul Dumitru Matkovski, care am numit-o Toamnele. Cântăm Toamnele noastre frumoase. Haideți, toată lumea! Așa! Vă mulțumim! Doamnele, când vin copuri de arabă, cerul de popor, țară de răbramă, sufle casă mare, Moldova mare, iarăși sufletul se pătoare. Doamne, de pini, aerii de mașini, când ai îndeșut viața în orașe, dragă soldățenii castejele, la această sărbătoare. Acum urmează cora satului.
la ora 10 focurile de artificii. Vă doresc o sărbătoare plăcută mai departe. Fiți sănătoși! Ce vă dați cu Sfântul Nicolae, fiți sănătoși! Iar noi, dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această sărbătoare frumoasă. Vă urăm numai bine! La revedere! Păi, din partea noastră vă felicităm și mulțumim foarte mult doamnei primar pentru ospitaliere, pentru această invitație, pentru a face cu voi astăzi o frumoasă veselie și să sărbătorim cum cunoaștem noi mai bine la moldoveni. Haideți cu noi împreună să facem veselie bună! Venim cu toți satul la o vară frumoasă. Pe vale la Iepineț cunosc un băiat isteț, dar cu casa lângă Părău și e fiu de neamor. Pe vale la Iepineț cunosc un băiat isteț, cu casa lângă Părău și e fiu de neamul meu. Vasilică, Vasilică, omenia, te ridică la lucru și la pahar, vine la băiat. Vasilică, Vasilică, omenia, te ridică la lucru și la pahar, vine la băiat. Ai noroc, ai noroc, tare bine că suntem cu toți la un loc. Ai noroc și la mulți ani, să trăiască satul nou, să aibă mulți bani. Hai noroc, da, hai noroc, tare bine că suntem cu toți la un loc. Hai noroc și la mulți ani, să trăiască Vasilica, să aibă mulți bani. Și haideți, facem hor aici, în centru. Oare încă cald afară? Când ajung la el acasă, pune de toate pe masă, dar nici de vin să nu duc dor, nici de foame să nu mor. Îi place să chefuiască lângă copii și nevastă, lângă socrii și cunați, lângă prieteni și frați. Vasilică, Vasilică, să luăm câte una mică, să facem cu lăutari chef de zile mari. Vasilică, Vasilică, să luăm câte una mică și apoi o mai vedea câte s-o mai da. Hai noroc, hai noroc, tare bine că suntem cu toți la un loc. Hai noroc și la mulți ani, să trăiască Vasilică, să aibă mulți bani. Hai noroc, ei, hai noroc, tare bine că suntem cu toți la un loc. Hai noroc și la mulți ani, să trăiască tot satul, să aibă mulți bani. Hai ca așa, încetușor, încetușor, ne încălzim. Pe grătar când jarul-i mare, pune mici arigoare și o vulpă de piepere ca să meargă din urse. Îi place să chefuiască lângă copii și nevastă, lângă socrii și cunați, lângă prieteni și frați. Vasilică, Vasilică, să mâncăm și-o friptorică, să facem cu lăutari chef de zile mari. Vasilică, Vasilică, să mâncăm și-o friptorică, să facem cu lăutari chef de zile mari. Hai noroc, hai noroc, tare bine că suntem cu toți la un loc. Hai noroc și la mulți ani, să trăiască Vasilică, să aibă mulți bani. Hai noroc, da, hai noroc, tare bine că suntem cu toți la un loc. Hai noroc și la mulți ani, să trăiască Vasilică, să aibă mulți bani, măi! Pe vale la Iepineț cunosc un băiat isteț, cu casa lângă Părău și e fiu de neamul meu. Vasilică, Vasilică, să mâncăm și-o fripturică, să facem cu lăutari chef de zile mari. Vasilică, Vasilică, omenia te ridică la muncă și la pahar, bine ar mai rar. Hai noroc, hai noroc, tare
mare bine că suntem cu toți la un loc. Ai noroc și la mulți ani, să trăiască satul nou, să aibă mulți bani, măi! Ai noroc, da? Ai noroc! Tare bine că suntem cu toți la un loc. Ai noroc și la mulți ani, să trăiască Vasilica, să aibă mulți bani. Omul cât trăiește în lume, tot muncește să adune, tot muncește să adune. Lăsați grijile într-o parte, cât mai sus paharul, frate, să fie cu sănătate. Atunci o famiță, fă din ochi la mândruliță. Hey, don't you? Hey, don't you? Hey, don't you?
Așa și că poftim pe tot satul la o sârbă frumoasă. Haideți cu toții să ne adunăm la o sârbă moldovenească. Ziua tare! Doare, iar când ești cu mine,